poți să postești ca să aduci o zi de mulțumire Domnului, adică o zi de jertfă. Eu nu cunosc așa ceva în Scriptură, o zi de mulțumire Domnului prin post. Eu nu cunosc așa, eu știu invers, mulțumirea trebuie să fie cu bucurie. De exemplu, la Deuteronom, capitolul 12, versetul 18, scrie așa: ci pe acestea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, fiul tău și fiica ta, robul, roaba ta, așa, să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Și vedeți, Dumnezeu spune să te bucuri mâncând înaintea Lui. Apoi la 14:26 zice acolo să cumperi cu argintul acela, deci vorbește despre zeciuială aici, zice tot ce vei dori, boi, oi, vin și așa mai departe, zice ce îți va plăcea să le mănânci înaintea Domnului și să te bucuri tu și familia ta. Deci Dumnezeu asociază bucurie cu mâncarea, te așezi, sărbătorești, zice să te bucuri înaintea Domnului. Asta am vrut la 27:7, tot Deuteronom zice să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deci când spune despre bucurii, vorbești despre mănânci înaintea Domnului, mănânci, stai la masă, te bucuri, dar nu despre post. Eu văd alt lucru, că astăzi unii oameni fac economii așa neînțelepte atunci când trebuie să se bucure înaintea Domnului. Iată, de exemplu, fac sărbători lipsite de mâncare, lipsite de bucurie și sărbătorile astea parcă sunt mai degrabă niște manifestări ale zgârcenii decât ale bucuriei și nu cred că este bine. Atunci când ai o logodnă, când este botezul, eu știu, ziua de naștere, nunta, binecuvântarea copilului tău, astea sunt prelejuri de a te bucura înaintea Domnului și este normal să faci o masă înaintea Domnului, să te bucuri, să le spui la toți oamenii că te bucuri înaintea Domnului și vrei să se bucuri și ei și să-ți exprimi bucuria și recunoștința înaintea Domnului. Așa cred eu. Sunt curios ce credeți dumneavoastră. Scriți la comentarii.